cafeaua de dimineață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Începem o nouă emisiune, cafeaua de dimineață, fără haine, sacouri, cravate încopciate, pur și simplu o emisiune în care încercăm să vedem ce se mai întâmplă prin jurul nostru în ultima săptămână. De exemplu, astăzi este buna vestire și se mănâncă pește, ceea ce nu înseamnă că vor dispărea peștii din România. Și mă refer nu neapărat la cei care trăiesc în apă și peștii nu mai sunt ăia care se ocupau doar de tranzacționat dame de companie. Peștii sunt și în politică, sunt și în administrație, tranzacționează funcții, contracte, bani. Ăștia sunt mai alunecoși și mai periculoși decât orice alt pești. Pentru că astăzi era o zi dedicată salubrizării, trebuia să fie invitat domnul Bogdan Gavrilescu, șeful de la Econeamț, o instituție foarte interesantă pentru tot județul, dar e de partide, nu de județ, e o instituție de partide. De ce spun de partide? Pentru că acolo oamenii sunt puși politic ca o recompensă pentru voturile lor date în diverse, în diverse situații, iar personalul este selectat dintre oameni care, nu-i așa, fac parte din grupurile organizate de condus județul. Astăzi voi avea mai multe subiecte și o să încerc, dacă pot, să iau legătura cu colegul Viorel Cosma, cu care trebuia să facem noi vineri de vineri, dar nu mai apucăm să ne adunăm întotdeauna la emisiune, și să încercăm să discutăm pe ultimele evenimente din Neamț. Despre alea europene și mondiale e, nu-i cazul aici, pentru că oricum nu sunt, ca să spunem așa, ușor de descifrat în acest moment. Bună dimineața, Viorel! Bună dimineața, bună dimineața! Scuză-mă că te deranjez. Bravo! Așa. Scuză-mă că n-am reușit să ajung. Nicio problemă. Nicio problemă. Iorel, vreau să comentăm pe cât se poate câteva dintre lucrurile care s-au întâmplat în ultima săptămână în județul Neamț. Că despre celelalte care se întâmplă pe la Bruxelles, prin Ucraina și prin Rusia, vom avea alt prilej. Uite, fără să fac un clasament, aș zice că știrea săptămânii este ce s-a întâmplat ieri în Consiliul Județean, unde s-au votat indicatorii, dacă nu mă înșel, tehnico-economici pentru noul spital. Noi am dat o știre, din păcate, uite că nu reușesc să o găsesc în secunda asta, dar o să o găsesc în timp ce vorbim, da. Cu spitalul, și acolo era, cum să zic eu, o sumă care mi-era greu să o citesc. În euro e mai ușor. 630 de... Uite că am găsit-o. Costuri estimate 3 miliarde, cred, 145 de milioane, 955.865 de lei și 58 de bănuți. Sau peste 630 de mii de milioane de euro. Te rog. Păi nu, eu mi-aduc aminte că în 2019, undeva în ianuarie, în ultima zi sau penultima zi a lunii ianuarie, a fost adoptat un studiu de fezabilitate. Dacă poți, Bogdan, poți să dai un pic
imaginea. Așa, perfect. Un studiu de fezabilitate cu un proiect, era ufologic, ca să spun așa, dar acel proiect era în curtea spitalului. La vremea respectivă încerc să găsesc, să văd dacă găsim și un cost. Nu-l văd, dar se vorbea de vreo 200. Ah, da. Deci un pavilion nou și un centru de radioterapie în valoare de 1.020.072 de lei și 400 de 1.020.000 lioane, 72 de lei și 72.400 lei. Da. Din 2019 au crescut prețurile, s-a schimbat locația și am ajuns la ce-ți spuneam eu aici, cale liberă pentru construirea noului spital județean. Te rog! Nu e nicio cale liberă, e o cale închisă. Eu cred că e de dată... Deci ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns ce vremuri trăim noi aici în Piatra Neamț, în județul Neamț. Și noi o să ne facem încă o dată datoria și să spunem lucrurilor pe nume. Ai menționat aventurile, poveștile alea vechi din curtea spitalului. Da. Îmi aduc aminte că inițial au vrut să facă un corp între deal și spitalul ăsta care are 50 de ani, spitalul nou. După aia au venit cu turnul ăla de 13 etaje care urma să comaseze acolo, să se bage acolo și fostul proiect de radioterapie cu clopote, cum i-am spus eu. Eu aș fi fost fericit dacă acolo băgau și sediul administrativ al Consiliului Județean. Păi probabil într-un bunker de la atomic, sigur, acolo se pot izea perfect și nu mai număra nimeni voturile. Că am înțeles că ieri hotărârea asta a trecut cu vreo 34 de voturi, adică acolo e o voie și e pe altarul sănătății. Bine, toată lumea a zis da, pentru că toată lumea vrea spital. Nu, toată lumea vrea spital, dar trebuie să trăim totuși cu picioarele pe pământ, da, să ne mai uităm și la noi, să nu ne mai uităm la comediantul ăsta tragic de la Chiem, care aruncă lumea în aer. Tocmai am regăsit un articol din The Guardian. Tocmai ziceam că nu discutăm subiectele astea. Nu, are legătură, e vorba tot de sănătate. Da, dar haide să rămânem la Neamț, te rog. Dă-mi voie să termin, te rog. Da? Pentru că sănătate înseamnă și sănătate mentală. Și pentru sănătatea noastră mentală e bine, ca și în situația Ucrainei, ca și în situația noastră, să ne uităm în urmă. Texte vechi, articole vechi, situații. Deci, în 2018, pe vremea când țara era condusă de Viorica Dăncilă la Palatul Victoria, iar președinte al României era cel care e și astăzi. Am mai fost în Iureș cu spitalurile regionale și după aia ajung și la al nostru de aici, da? Și atunci a apărut pe firmament studii avizate de Banca Europeană de Investiții, de unde trebuia să vină banii, da? Păi un spital regional cu 800 și ceva de paturi, am să revin într-un articol mai amplu, de asta ca să știu, da, ce să aștepte în zilele următoare, cu dotări cu tot să făcea la vreo 360 de milioane de euro. Un spital regional. Spital regional cu 800 și ceva de paturi, da? Cu toate dotările, adică am... O să prezint, da. Inclusiv heliport. O, nu mai spune heliport, ăsta se subînțelege. Eu am o problemă cu heliportul, da. Și eu. Eu am poze pe heliportul de la Spitalul Județean din Oradea. Așa. Și mă duc și la biserică, pentru că și acolo este un director de spital senzațional, domnul Lazarin. Și reamintesc că județul Bistrița Năsăud este condus de PSD. Asta face diferență. De-aia ei au făcut și UPO, au făcut și policlinici, au modernizat spitalul. Cum să spun? Au făcut, nu vorbe. Da? Bun. Revin la spitalul la minunea asta. Îi rog pe Bogdan să pună jos ecranului o știre la care făceam noi trimitere. Dar rămâne doar acolo. Te rog, continuă. Așa. Până se va ajunge să se facă ce să se facă, mai trebuie parcursă o etapă, proiectarea. Încă un amănunt. Noi nu am văzut documentele anterioare acestei hotărâri de Consiliu Județean. Noi dacă ne ducem și cerem, vreau să văd și eu studiul de prefezabilitate, vreau să văd și eu studiul de fezabilitate,
Poate nu ne pricepem să le citim, dar avem prieteni care sunt profesioniști și ne traduc în limba română pe înțelesul pacienților, pe înțelesul oamenilor, da? Care aș vrea să văd documentele astea? Da, pun pariu că și dacă cerem pe 544, nu o să le vedem. Bun, trebuie făcută proiectare. Ei, acolo vreau să-i văd, pentru că în momentul de proiectare ei trebuie să reglementeze regimul terenului. Da? Acolo nu e numai pe intravilan, extravilan. Ia să vedem noi un plan urbanistic acolo, să vedem utilități, altele. Cine știe, acolo un câmp unde vor să facă spitalul s-ar putea să ne coste o avere numai utilitățile. Da? Despre asta nu se vorbește, în schimb să spune că o să pună niște panouri solare. Reamintesc oamenilor care au mintea acasă că județul Neamț este în zona albastră, Piața Neamț este chiar în zona albastră, ceea ce înseamnă un grad de însorire nesatisfăcător pentru toate proiectele astea fotovoltaice. De asta a căzut în principal și proiectul lui Pinalti, când vrea să ne facă el o fermă fotovoltaică pe aici, pe lângă oraș. Da? Ok, ne întoarcem. Partea de proiect. De ce este foarte important? Pentru că fosta minune, spitalul ăla cu 13 etaje și heliport și radioterapie, despre care se vorbește foarte puțin la rigoare, a căzut de la proiect. Versiunea oficială trâmbițată în Neamț de ASN și aplaudaților a fost că guvernul, că nu știu ce, că venise Orban la putere, da? Că l-au taxat, că așa, că ne persecută, că lepre galbene, etc., etc. Nu. Procedura de achiziție pe faza de proiectare a fantasmagoriei a fost contestată în principal de o firmă de proiectare din Piața Neamț, susținută de ordinul arhitecților, de organele lor, de specialiști. Și cred că la începutul 2020, domnul prefect, fostul prefect George Lazar ar putea povesti dacă vrea. Cum a venit corpul de control al premierului aici și CJ-ul a fost obligat să anuleze ei procedura cu pricină. Obligați? Dacă, dacă nu anulau la câte defecte erau în toată documentația de achiziție sau cum vrei să cum se mai cheamă, da? Dacă nu, se lăsa cu procese, cred că e legat. Deci, documentația a fost demolată. Insist, a fost și corpul de control al premierului. Aici. Am înțeles. Am toate documentele. Interesant e că nimeni n-a vorbit. Dacă a fost corpul de control, probabil știau și cei din prefectură. Da, bineînțeles că știau, dar atunci, în 2020, era o perioadă complicată. Ei de-abia se instalaseră la putere, cum s-au instalat atunci cu răsturnarea guvernului Dăncilă, pentru ca PNL-ul, pentru pe altarul Partidului Popular European, să numească un comisar. Asta a fost motivul principal pentru care au dat-o Dăncilă. Pentru ca să nu pună PSD-ul comisarul european din partea României, lucru de altfel recunoscut de Ludovic Orban la o întrunire a Partidului Popular European ținută în Croația. Ok? Era situația complicată, da, atunci. Și lucrurile sunt cunoscute. Eu aș putea să numesc, să spun și care e firma cu picina și cine e. N-are rost acum. Prefer să scrii. Să prezint documentele, că le exact. Am, bineînțeles. Ei, eu vreau să-i văd când ajung ei cu faza de proiectare. Proiectare în procente din valoare investiției. Foarte interesant. 630 de milioane, așa zis, ai investiție. Eu îmi permis să risc un pronostic. Spitalul ăsta nu se va face niciodată. Bine, eu sper să se facă spital la Piatra Neamț. Mai departe să vedem ce se întâmplă cu proiectarea. Spitalul doresc și eu, în spital, toți ne dorim. Dar spitalul ăsta, da, 630 de milioane de euro, să zicem că se parcurg etapele următoare, da? Mai ales că acum erau prestați să se ducă să depună documentația pentru ca să se înscrie în PNRR. Da, trebuiau până astăzi la ora 12. Astăzi. Eu cred că nu mai ajung băieții nici la proiectare și la altele. Eu cred că îi zboară din PNRR. Da, nu poți să fii atât de duș cu capul ăia să se uite să vadă 630 de milioane, da? Un spital. De fapt, e un complex spitalicesc, ca să... Dacă îmi înțeles bine pozele alea pe care mi le-a livrat președintele de județ. Da.
vedem. Încă un amănunt, pentru că am pomenit Oradea, am pomenit Bistița, da? Mai sunt localități și în apropiere, în regiunea de subdezvoltare nord-est, unde cine a avut să țină de treabă, să modernizeze o policlinică, un spital, să mai construiască ceva, a făcut-o fără tam-tam, fără poze, cu... știm noi ce fel de poze vedem prin neamț, da? Și putem merge să vedem, da? Mergem la Botoșani, mergem la unde? La Onești, mergem la Moinești, da? Oamenii și-au făcut treaba. La noi e numai pe gargară, numai pe scandaluri, numai pe poze și altele. Uite, lansez o provocare și eu acum, nu pentru Ionel Arsene, că el nu se uită la noi, eventual își pune căței să ne muște. Nu dar pentru distinși și consilieri județeni, da? Că oricum am să te rog într-un proxim articol să publicăm lista, să-i aducem aminte distinșilor noștri conjudețeni, cum îi cheamă pe fiecare, cu nume și prenume. Cred că ar trebui. Aia cam fi cazul. Să vină ei, din respect pentru poporul nemțean, și să ne prezinte ei documentația depusă pentru PNRR. Hai, e o provocare. Distinși consilieri județeni. Ia să vă vedem. Care-i bărbat, care-i femeia adevărată, faceți voi o conferință de presă, eventual chiar o întâlnire mai mare, chiar mai și firme de proiectare și arhitectură, și prezentați-ne și nouă documentația asta depusă la București. Că poate mai sunt niște oameni deștepți. Răspunsul o să fie următorul. Oricum noi nu avem nicio putere în Consiliul Județean, degeaba facem... Da. Asta o să fie răspunsul. Noi ne-am obișnuit deja cu genul ăsta de răspunsuri. Hai să spun ceva. Uite, în Consiliul Județean, ieri a fost, cred că, primul proiect al unui consilier din opoziție, de la Plus, care a intrat pe ordinea de zi. Cred că e primul, dacă nu mă înșel, președintele și cei doi vicepreședinți veneau cu proiecte sau veneau așa. Un proiect, de ce a fost acceptat? Pentru că era, cum să vă spun eu, deci el încearcă să transparentizeze într-un fel concursurile de la Consiliul Județean. Deci omul acela a făcut proiectul de bună credință, sperând că lucrul ăsta va ajuta la transparentizarea concursurilor. Nu v-a ajutat cu nimic. Pentru că oricum concursurile sunt rezolvate înainte de a fi. Bine, Viorel, te rog să rămâi. Vreau să pregătesc pentru un alt subiect pe care să-l discutăm. Să ne mai înveselim sau nu, să ne pregătim pentru construirea noului spital. Pentru că avem, o să-l rog pe Bogdan să mă ajute, ieri am dat o știre care spunea așa, război mecanizat cu rădăcinile castanilor pe Bulevardul Republicii din Piatra Neamț. Și în timp o să te rog să îl și punem video ca să vadă. Deci Viorel, observi cât de mecanizat este acest război cu rădăcinile și cred că echipa asta ar putea lucra cu succes la fundațiile de la viitorul spital. Oh, categoric. Și acum pentru că vorbim de astfel de echipe, noi reglementări care se votează prin Parlament, nu pot să le zic legi câte vreme, e un fel de lege care aprobă o ordonanță. Asta este ultima modă. Da. Și oricum, ordonanțele astea în curând nici nu o să le mai vedem, că și-au făcut băieții supra-reglementări ca să ascundă, adică ca să transparentizeze totul până la întunecare. Eu mă gândesc că acolo va fi un front de lucru și pentru cei care vor avea zile de făcut de-astea, prestații pentru comunitate, în locul amenzilor. La rădăcinile castanilor sau la spital? La spital. Amenzile vor crește, mă rog, sunt în plină creștere, da? Resursele oamenilor de a-și plăti amenziile, fie, eu mă gândesc la rutiere,
vor fi tot mai limitate, de pentru care a face muncă în folosul comunității devine o soluție acceptabilă. Și mă gândesc că acolo se va putea face chiar un fel de, cum era pe vremea, șantiere ale tineretului, de alea, brigăzi. Nu, nu mai, și mici lagăre de muncă. Da, da. Mici da, lagăre da. De muncă, cum? Deci cum s-a făcut canalul, cum s-a făcut Bumbești-Livezeni, cum s-a făcut barajul de la Bicaz. Deci... Da, revenim la Castan și la aceste prestații artistice ale profesioniștilor cu pricina, orașul ăsta a ajuns de comedie. Zice lumea că noi le căutăm, nu le căutăm, că i-am văzut și eu cu viu pe stradă pe ăștia. Nu, deci pur și simplu nu-ți vine să crezi că se mai poate întâmpla în ziua de astăzi. Eu mai am prin țară. Da, și tu umbli prin țară, da? Păi eu n-am văzut așa ceva nicăieri. Pe cuvântul meu, n-am văzut așa ceva. Sau dacă fac așa ceva, au bunul simț să o facă noaptea, știi? Să nu-i vadă lumea. Ca să... Trebuia să completez. N-am văzut în miezul zilei așa ceva. Deci, da. Probabil că mai fac pe un părți, prin unele părți, da? O fac noaptea să nu-i vadă lumea, să nu râdă. Da, mă rog, cam astea sunt problemele de genul ăsta. Ce vroiam? Vreau să mai discut un subiect. Uite că dacă tot stăm aici și cârcotim, uite, așa. Căutând ceva, am găsit altceva. Și un subiect publicat în Mesagerul de Neamț în martie 2019. La vremea aceea, scriam așa, șeful cancelariei prefectului a avizat de legalitate un document falsificat. Despre ce era vorba? Un document al unui un document, o autorizație emisă de primăria Ruginoasa pentru un cetățean, Rusu Marian, din satul Bozienii de Sus, da? Care vrea să-și facă o casă. Da? El își făcea casa lângă o biserică. A prezentat o autorizație și a început să construiască, se pare. Numai că cineva de la Inspectoratul Județean, Direcția Județeană pentru Cultură s-a sesizat că acea autorizație era semnată, între ghilimele, de două persoane, directoarea Roxana Josanu, aflată în concediu la momentul emiterii, și o doamnă ieșită la pensie de mai mulți ani, care apărea la rubrica Întocmit. Deși avea în tetul actual al instituției, avizul era pe un format care nu se mai folosește de mulți ani la Direcția pentru Cultură. Deci, vorbim de premeditare aici, nu? Clar că e premeditare. La vremea respectivă, în primăria Ruginoasa, lucra domnul Ionel Iordache, șef serviciu voluntar situații de urgență și delegat la compartimentul urbanism. El lucrează și acum, parcă tot prin la prefectură, prin Consiliul Județean, mă rog, nu mai are importanță. Important este că el a trecut prin pepiniera de catedra locativ SERV, era la PSD, soția domniei sale a fost pe lista candidaților PSD pentru Camera Deputaților, undeva la coadă, dar era acolo, după aia a ajuns directoare, acum e director adjunct, nu discutăm competențele doamnei. Cert este că Ionel Iordache este cel care a avizat de legalitate dosarul pentru emiterea autorizației și acum este lucrător, după aceea a ajuns în prefectură pe vremea doamnei Soroceanu, acum cred că este tot acolo. E tot acolo, garantez că l-am văzut săptămâna trecută. Da. Și întrebam și eu, păi dacă era un fals și ne-a spus șefa unei instituții, doamna Roxana Josanu, că e un fals, oare o fi început vreo anchetă penală pentru ca să lămurească lumea dacă e fals sau nu? Era să spune ceva legat de asta, că e sfârșit de săptămână de anchetele penale. Vezi că e sărbătoare astăzi, este... Care m-am obținut pentru că astăzi este într-o așa vreau, până astăzi este o mare sărbătoare și este a doua zi după comemorarea sârbilor. Nu mă refer la decesul Madalina Albright,
care aproape că putea să fie sărbătoare națională în Serbia, ci pentru că pe 24 martie 1999 niște forțe militare, în prezent aliate, au bombardat de Paște, Muștenii Vinovari. Da. Haide... Ce-am de sărbătoare, de ce, ca să mă întorc la unde pornisem, cu omuleții și cu parchete și cu astea alte. Eu sunt extrem de pesimist pentru, în privința unor astfel de anchete, investigații, tot ce vrei. Pentru că nivelul profesional, întâi de toate, al celor care intră în sistemele astea, a început să fie deplorabil și o spun oamenii din interior, adică o spun procurorii, o spun judecătorii. Post-universitarea aia, fabrica de magistrați, cum îi spun eu, oficial îi spun Institutul Național de Magistratură, cred că, a ajuns o comedie cu accesul, cu examenele. Acolo intră pe bune și pe examene grele, ele teoretic așa sunt, intră cei fără pile. Să ne înțelegem. Da? Și cunosc master, cunosc copii de-ai prietenilor care s-au dus, s-au căzut, s-au dus, s-au intrat. Pentru că nivelul de pregătire profesională, dar și a milițienilor, că și ei lucrează la anchete, nu doar procurorii, și procurorul este foarte jos, nu avem pretenții. Deci eu nu asta mă ziceam, Viorel, eu ziceam așa. Da. În cazul în care apare un material pregătit dinainte, știi, scrie tu 10 rânduri ca să putem face o anchetă, să facem o plângere, lucrurile se rezolvă foarte repede. Aici, în care, într-un loc într-un care șefa unei instituții publice spune, domne, e un act falsificat care a produs efecte. La o primărie unde primarul la vremea respectivă a fost el, nu mai știu, Chirilă, cred că îl chema, Nicu Chirilă, parcă. A fost după aceea condamnat pentru o infracțiune care ținea tot de activitatea primăriei. Și avem un personaj care acum, dom'le, citește mesaje în numele prefectului la diferite chestii. Deci reprezintă a reprezentat cel puțin instituția prefectului, ca să nu greșesc. Și indirect guvernul României. Indirect guvernul României. Nu ar trebui să știm și noi, bă, omul ăsta n-a greșit. Ca să putem spune, omul ăsta este un om bine pregătit, a învățat meserie la nu știu ce depozit, după aceea la locativ serb, după aia a ajuns la prefectură. Și uite, ăsta este exemplu de om de succes din Neamț. Completarea mea e pe sensul celor zise anterior. Deci, nivelul ăsta de pregătire pe care subliniasem, da, al milițienilor și al parchetarilor, se regăsește și în faptul că ei nu înțeleg, ei nu știu să citească ce publicăm. Nu cred asta. Explicație nu am, adică o autoritate profesională de calibru Roxanei Josanu spune, respica, domnule, uite, așa. Iar are și un suport moral suplimentar, pentru că e bine să reamintim periodic, este unicul caz în România în care soția e la Direcția de Cultură Curte și soțul șef e politistul de patrimoniu. Da, dar își fac treaba, Viorel, își fac treaba. Este un subiect pe care nu l-a anchetat nimeni din aceleași motive. Nu sunt pregătiți profesional, ei nu înțeleg. Nu știu să citească, au urechile defecte. Cum adică? Se face proba materială, cum ai spus tu, format vechi de document, semnături, toate astea. Păi înseamnă că nu există, știu eu. Dacă ăștia nu înțeleg... Sau nu se dă voie. Vai, cum, în România? Da. România este un stat de drept, adică ai voie să faci orice. Da. Glumim. Bine, Viorel. E multă amărăciune în tot ce spunem noi pe tonul ăsta și cred că lumea, ascultătorii noștri își dau seama ce eforturi facem ca să ne temperăm amărăciunea. Să nu exprimăm tot ce simțim. Doamne, așa este, pentru că la un moment dat ajungi la un fel de
supra-saturare și nu ai decât două variante. Și variantele alea, din păcate, nu sunt bune, niciuna dintre ele nu este cea bună. Pentru că altfel nu mai ai cum să rămâi pe piață. Îți mulțumesc mult pentru participarea la această mini-emisiune. Vreau să discutăm cu domnul Gavrilescu despre subiectul gunoaie, redevențe. Din păcate, dânsul n-a putut ajunge. Mi-a spus că are fata foarte bolnavă, îi dorim multă sănătate și probabil cu altă ocazie vom reuși să dezbatem acest subiect, pornind de la politica de cadre de la Econeamț, care nu se deosebește de politica de cadre de la, să spunem, Adiuri Trans, Adi Aqua sau alte instituții de genul ăsta. O fi și la ei cu CV-uri, cu rezerve de cadre, așa cum povestea cineva ieri că e la partid. Probabil că da. Uite, noi vești de pe frontul apei din Neamț. Deci compania județeană APA Serv transmite că este pusă în neplăcuta situație de a întrerupe furnizarea cu apă potabilă în intervalul 9:30-12 în municipiul Piatra Neamț. Anunță la 8:58 pentru străzile Arge, Stărâncuța, Florilor, Someș și Fundătura Someș. Bine că n-au anunțat după. Și mai avem și altele pe la Girov în intervalul 10:12, culmea, pe strada Profesor Gheorghe Dumitreasa din comun Girov. Deci, o altă veste de pe frontul APA Serv, compania județeană întrerupe temporar furnizarea cu apă potabilă astăzi între ora 9:12, anunță la 8:27, în satul Cordun din comuna Cordun, unde toată lumea stă cu ochii pe anunțurile de la APA Serv. Bineînțeles că este o mică bătaie de joc. Da. Îți mulțumesc. Nu te mai întreb despre APA Serv, că s-ar putea să nu pot difuza tot ce spui. Mai vorbim jumătate de oră. Îți mulțumesc. O zi frumoasă. Sănătate. Sănătate. La mulți ani, domnul Viorel, de ziua de astăzi. Noi rămânem doar un minut să vă spunem că săptămâna viitoare poate vom ieși din studio să facem niște emisiuni în zone mai sensibile din acest oraș. Nu mă refer doar din punct de vedere olfactiv, ci din alte puncte de vedere. Să vedem cum reacționează lumea la subiecte sensibile la ora 8:30 dimineața. Acestea fiind spuse, vă doresc un weekend cât se poate de liniștit. Putem fi din ce în ce mai liniștit. Aflăm că cei de la NATO ne vor transmite în Ucraina costume care să-i protejeze în cazul, kituri de decontaminare, ca să nu greșesc, în caz de război de alt tip. Acestea fiind zise, cu asigurarea că suntem sub umbrelă, rămânem, ca să anunță ploaie, nu de altceva, rămânem să ne păstrăm, să avem fiecare grijă de noi, pentru că, din ce în ce mai sigur vă spun, suntem pe cont propriu. Cele bune, numai bine!